Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm un subiect care nu este politic astăzi, dar este extrem de important. Discutăm despre pericolul drogurilor pentru copii și nu numai pentru copii. Invitat pentru această discuție, domnul Marius Cristian Oprișan, șeful, dați-mi voi să citesc, Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidroconstanța din cadrul Agenției Naționale. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Înainte de a intra în discuție, am spus așa, drogurile, pericolul de lângă noi. De lângă noi, așa este. Este adevărat, sunt drogurile un pericol? Ele chiar sunt un pericol. Sunt un pericol. Un pericol real. Bun, o să vedem în emisiunea asta de ce. Și o să le mai spun telespectatorilor că mi-ați mărturisit înainte de intrarea în emisiune că vârsta de la care copiii noștri încep să se drogheze este din ce în ce mai scăzută. O să spunem pe parcursul emisiunii din ce clase încep copiii să testeze aceste substanțe. Da, începem cu niște chestiuni generale, dacă îmi permiteți. Ați încheiat anul 2013 și aș vrea să facem un scurt bilanț de 2-3 minute să vedem ce ați făcut în 2013 și apoi vom trece la ce urmează să faceți anul acesta. Da, deci activitatea Centrului Regional Antidrog Constanța s-a desfășurat pe, să spunem așa, trei direcții importante. Activitatea de prevenire, desfășurată în școală, în familie și în comunitate. Activitatea de formare a unor categorii socioprofesionale și o activitate foarte importantă pe care o desfășoară centrul nostru este asistența integrată acordată consumatorilor de droguri și familiei, mă rog, aparținătorilor. Din câte știu eu și aparținătorii, cum se spune așa într-un limbaj mai tehnic, adică familia are mult de suferit și uneori cred că pagubele produse sunt mai mari în rândul familiei. Mă rog, o să discutăm despre asta. Ce înseamnă prevenire? Ce ați făcut în domeniul prevenire? Deci, prevenire înseamnă acele activități care se desfășoară, și mă refer aici în școală, pentru creșterea nivelului de informare, educare, conștientizare a populației școlare, pentru neînceperea consumului de droguri. Deci asta ar fi o direcție pe care noi acționăm. A doua direcție ar fi creșterea nivelului de informare, sensibilizare și conștientizare în vederea, deci ca acest consumul recreațional și ocazional să nu devină un consum regulat. Adică îmi spuneți așa cu alte cuvinte că dumneavoastră și specialiștii, mă rog, pe care aveți, vă duceți și discutați cu copiii și ei ascultând niște vorbe pe care le spuneți dumneavoastră, mai scusite sau mai nu, reușesc să se țină departe de droguri și punem asta în comparație cu faptul că acțiunea este dealerile promit așa. Acțiunea este proactivă, deci ei sunt implicați în proiecte, deci nu, practic am depășit faza pliantului sau numai a prezentării unor materiale, acum ei sunt implicați, răspund la niște chestionare, chiar sunt, de exemplu, răspunde... Ce înseamnă proactiv? Răspunde anumite panouri, o parte din ei sunt și voluntari implicați în activitățile noastre. Deci așa conștientizează mai bine ce înseamnă efectele negative ale consumului de droguri. Am înțeles. Formare de categorii, cum a spus, socioprofesionale. Ce înseamnă asta? Vă dați seama, noi suntem 6 specialiști în cadrul centrului. Stați un pic, este 6 pe cartier, poate? Pe județul Constanța. Pe tot Constanța. Județul Constanța. Exact. Este 6 oameni care luptă, deci cu acest lucru. Chiar să ne dorim, n-am reușit să ajungem în toate clasele, în toate școlile. De asta și... Stați un pic, de ce este numai 6? Așa asta este organigrama. În alte județe cum e? Dar în alte județe e și mai rău. Da? Un singur specialist. Bine, în funcție și de situația operativă, să spunem așa, tendințele... Să nu audă cineva. 6 e bine, nu? Este bine, relativ bine. Tocmai din acest motiv, da, să știți că acest principiu nu l-am inventat noi. El se practică pe peste tot. Deci se formează aceste categorii. În speță, mă refer la proiectul de astăzi, parteneriat antidrog în școală, polițiștii de proximitate sunt formați în materie de droguri, deci pe linia drogurilor, iar ei mai departe transmit acest mesaj în școală.
Am cunoscut câțiva polițiști, măcar din auzite, de proximitate, da, care ar trebui să facă ordine în școli și să știți că nu își fac datoria. Bine, și acum trebuie, îmi cer scuze, dar trebuie să o spun. Poliția de proximitate nu se ocupă cu ordinea în școală. Ei au, noi de asta am și apelat la ei, pentru că au atribuțiuni pe linie de prevenire. Și astfel, pe lângă activitățile uzuale pe care le desfășoară, prevenirea criminalității și a violenței în școli, ei desfășoară în cadrul acestui parteneriat, spre exemplu, desfășoară și aceste activități de informare, conștientizare, educare, privind riscurile consumului de droguri. Dar ei sunt însoțiți și de către specialiștii centrului. Ai dumneavoastră, dați-mi voi să vă întreb așa, aveți feedback de la polițiști? Vi se spune, am vorbit, sau pur și simplu mergeți pe încredere, da, domnule? Acest proiect de prevenire în școală, parteneriat antidrog în școală, care, unde noi avem parteneri pe cei din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Constanța și Inspectoratului Școlar Județean, cuprinde trei etape. Prima etapă este formarea acestor polițiști de proximitate, a doua etapă, cea mai importantă, presupune activitatea de prevenire, de informare în școală și ne-am axat aici pe clasele a 7-a și a 8-a, iar etapa finală prevede, ce spuneți dumneavoastră, o evaluare a proiectului. Am înțeles. Ați avut astăzi, din câte am înțeles, da, astăzi a fost conferința de presă o conferință de presă și demararea formării a primei grupe de 20 de polițiști de proximitate cu specialiștii noștri. E prima acțiune pe care o aveți în colaborare cu inspectorul școlar județean și cu celălalt poliții județean? Nu, deci noi anul trecut, în perioada verii, am format 35 de polițiști din cadrul Serviciului Poliției Rutiere, tot pe această linie, în plus să știe să utilizeze testerele, să știe să simptomatica, să știe să depisteze un consumator de droguri în trafic, deci cu rezultate foarte bune. Dați-mi voi să vă întreb, că nu mai știu, se incriminează consumul de droguri la volan? Sigur că da, păi, codul prin codul rutier, și codul rutier spune consumul de substanțe interzise. Bun, și cum reușește un polițist, de exemplu, să-și dea seama dacă a consumat? Că atunci când cineva bea la volan, știm foarte bine ce se întâmplă și nu intrăm în detalii. Dacă când consumă. Deci când este violent, când este incoerent în declarații, transpiră, aici depinde și de ce substanțe consumă. Pupile dilatate, ochii injectați, sunt mai multe aspecte. Ați avut acum câteva nopți, dacă nu mă înșel, două sau trei de curând. Vineri și sâmbătă, noapte, o acțiune. Două nopți. Acțiune comună cu IPJ-ul. Da, în parteneria cu Serviciul Poliției Rutiere. Pentru depistarea IPJ-ul. Șoferilor, exact, care conduc sub influența. Da, noi avem și un dragger. Să spunem, din fericire, nu. Da, deci chiar e un lucru bun. Au fost constatate multe abateri, da, pe linia codului rutier, dar din fericire nu am depistat nicio persoană care a consumat substanțe psihoactive. Asta e un lucru bun, da. Au fost, din câte știu, 1300 de aproximativ, da, multe șoferi testați. Multe abateri. Da. Haideți să mai spunem ceva. Aveți, din câte îmi spuneați mai devreme, un singur aparat de testare. Deci este acest aparat, mă rog, testul, este un aparat de testare a salivei. Dar în secția de urgență UPU, așa, sunt acele teste de urină. Ca și în cazul depistării consumatorilor de băuturi alcoolice, ei sunt duși la urgență. Practic, tot proba de sânge este cea care, să spunem așa, e concludentă în instanță. Am înțeles. Deci faptul că e unul singur nu îngreunează, da, nu are nicio, activitatea. Nicio problemă. Noi la orice solicitare mergem și îi sprijinim fără nicio. Dar vă solicită poliția destul de des în astfel de cazuri? Nu, sunt acțiuni comune. Deci nu, de obicei când dau vreo suspiciune îi duc la secția de urgență. Bun, haideți să revenim la planurile dumneavoastră pentru 2014. Aveți acest proiect comun cu IPJ-ul și ISJ-ul. Anul e lung și vine și o vară în care, din câte știu eu, așa este, aveți mai mult de lucru. Noi am plecat în
în demararea acestui proiect, de la niște considerente, și anume că prelevanța consumului de droguri în populația generală este de 4,3%. 4,3%. Da, iar în populația școlară, să spunem așa, de 16 ani, este de 10%. Ceea ce este destul de mult. Cum ați obținut aceste cifre? De unde sunt rezultatul unor cercetări făcute de Agenția Națională Antidrog la nivelul întregii țări. Plus tendințele la nivelul județului Constanța, care arată creșteri în ceea ce privește consumul și traficul de droguri, în special substanțele noi cu proprietăți psihoactive, aceste etnobotanice. Sunt mai mulți factori aici. Prețul relativ scăzut, ușurința de procurare, aparenta legalitatea acestor etnobotanice. Aparenta, a spus foarte bine. Exact, pentru că ele sunt incriminate din 2011. Așa, dar nu în ultimul rând, și aici accentuez, datorită lipsei de educație și de informare a, să spunem așa, a elevilor, a populației școlare cu privire la consecințele consumului de droguri. Tocmai de aceea noi venim pe această linie de informare cu privire la consecințele negative ale consumului de droguri. Informarea aceasta o începeți la categoriile vizate, după cum a spus, 16 ani, sau începeți mai devreme? Da, o să vă răspundeți după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în platou, discutăm cu domnul Marius Cristian Oprișan, șeful Centrului Antidrog Constanța, pe scurt, de remira pe scurt. Vă întrebam înainte de pauză când începeți informarea copiilor, elevilor, dar ce vârstă? Da, noi practic acoperim toată paleta populației școlare din învățământul preuniversitar. Deci avem proiecte derulate, și mă refer la cele desfășurate de noi în 2013, de la preșcolari până la liceu. Nu spuneți că vorbim despre preșcolari, despre droguri, că nu vă cred. Acum, ce le spuneți? Informația este structurată în funcție de categoria de vârstă. Vă rog să facem așa, să vă imaginați că sunt eu un preșcolar și să spuneți o propoziție. Nu știu. Da, nu, deci, acum vorbesc serios. Ce le spuneți? Proiectul chiar se numește dezvoltarea de abilități emoționale și sociale la preșcolari. Deci, practic, noi iarăși am format psihologii școlari, iar psihologii școlari împreună cu specialiștii noștri merg în grădinițe, unde desfășoară activități de dezvoltarea unor abilități emoționale. Adică fac diferența între bine, rău, să dezvolte niște abilități de viață, un stil de viață sănătos, se merge mai mult pe activități recreative. Ați primit vreodată reclamații de la părinți care au spus așa, doamne, de ce îi spui copilului să nu mai fumezi eu ca părinte? Chiar în acest proiect au fost implicați și părinții, să le spunem, copiilor de la grădiniță. Da, interesant. Spuneam înainte de emisiune, la începutul emisiunii, de fapt, că o să vorbim și despre... Dacă îmi permiteți, chiar am avut un proiect care s-a numit Copilul tău, oglinda ta. Deci depinde cum îl formezi, ce vede acasă, preia din toate activitățile pe care un părinte le desfășoară acasă. Dar cât de important este familia în ceea ce privește educația copiilor în acest aspect al consumului de stupefiante? Este foarte importantă, și aici revin la cealaltă activitate pe care noi o desfășurăm, respectiv asistența integrată acordată consumatorilor de droguri. Practic, nu avem cazuri când consumatorul de droguri să apeleze singur la serviciile centrului nostru. Familia este cea care se interesează la școală, la medic, ne sună pe noi, vin, se informează, după care îl aduc în prima fază mai cu forța.
Deci trebuie să știi primele, ce care se uită la noi părinți. Exact, copilul primele, nu se duce niciodată singur de bunăvoie. Da, deci nu vine singur. Practic, primele ședințe sunt mai grele până ce specialiștii noștri, care, aș vrea să fac o paranteză, au o experiență foarte mare în această activitate cu persoanele consumatoare de droguri. Deci, practic, au o vechime de peste 10 ani în acest domeniu și lucrează numai pe această linie. Dar, după primele ședințe, când încep să conștientizeze, da, deci după când începe să intre în terapie, în programul terapeutic, ei încep să vină singuri. Și scopul care este al acestor ședințe terapeutice? Să renunțe la această adicție. Bun, domnule Oprișan, și se întâmplă să renunțe la această adicție? Da, avem persoane care renunță la această adicție. Și nu s-au mai întors? Sau e vorba de perioade de renunțare de 6 luni, un an, doi? Aici e... Câte știu, mă scuzați, e extrem de greu să renunți în totalitate și cei care... Vorbiți deci cu un om care s-a lăsat de fumat și care simte nevoia după 6 ani de zile să fumeze o țigară. Noi rezolvăm adicția numai că persoana respectivă se întoarce în același mediu, unde prietena sau prietenul se droga sau... Deci în același anturaj, unde... Este voia de la capăt. Este tentație. Exact. Și în cazul ăsta cine are... Deci aici ar trebui să schimbe anturajul, deci familia să intervină și cumva să se izoleze de acel anturaj care i-a fost nociv. Greu de făcut lucrul acesta dacă ești, trăiești într-o, nu știu, societate, ai serviciu, ai... Dar cazurile acestea de copii care se reapucă sunt... Avem și noi cazuri de recăderi, dar ei revin după o perioadă iarăși în tratament și reușim într-un final să rezolvăm această adicție. Spuneam și aș vrea să completez aici, deci rezultatele sunt foarte bune atunci când și familia participă la această asistență. Deci și membrii familiei intră în această asistență integrată. Contează dacă familia este o familie bogată, săracă? Nu, n-are importanță. Deci pentru copilul care consumă importanță. Droguri, nu are importanță. Bine, putem să spunem că se constată la anumite categorii de substanțe care se consumă de persoane, să spunem așa, mai cu dare de mână, și mă refer la cocaină, deci droguri care sunt ceva mai scumpe, și celelalte droguri care sunt ieftine le consumă. Domnul Botancele, acestea, n-aș vrea să spun aceste cifre, dar o spun, că am văzut-o printr-un comunicat de presă al poliției. Am înțeles că se pot cumpăra undeva de la 10 lei în sus și da, 15 lei. 15 lei, da. Dar ele sunt niște substanțe chimice. Compoziția se poate schimba de la substanță la substanță. Din această cauză nici nu se cunosc efectele. Asta vreau să vă întreb. Că ce se întâmplă cu copiii ăștia care consumă etnobotanice în fiecare zi? Îi vedeți deci reacțiile sunt diverse, v-am spus. Deci încă nu se... Substanțele schimbându-se foarte repede, compoziția, practic, a chimica a drogului, reacțiile, practic, sunt... Deci nu se cunosc... Exact, un spectru foarte larg. Ați vorbit cu medici și, din câte știți dumneavoastră, există posibilitatea ca acest consum să creeze probleme pe termen lung? Păi, din problematica pe urgență, la unitățile de primire urgențe, cele mai multe cazuri care ajung în urgență sunt de persoane care au consumat substanțe noi cu proprietăți psihoactive, aceste etnobotanice. Da, am înțeles și noi de la doctor, la urgență, mai, că pur și simplu mai nu grav, se mai controlează. Mai grav, ceea ce nu-i cazul județului Constanța, eu vă spun așa în general, în țară și în special în București, aceste substanțe noi cu proprietăți psihoactive nobotanice sunt și injectabile. Numai că vă dați seama, ele pleacă cu o anumită compoziție, pe drum dealerul o modifică, o diluează, bagă alte substanțe, iar aceste substanțe nocive și uneori toxice ajung direct în sânge prin folosirea, și faptul spunem, că sunt injectabile, seringilor transmise de la o persoană exact la alta, așa, și creează foarte mari probleme în ceea ce privește bolile asociate consumului de droguri.
pe latura de urgență spitalicească. Mai avem 30 de secunde în această emisiune. Spuneam la începutul ei că îmi veți spune de când încep copiii să consume droguri. Da, din clasa 7-a, încep 7, 8, clasa 8-a. Clasa 7. Nu să mai fiu surprins, pentru că mi-a spus acum la începutul emisiunii, dar cifra totuși mi se pare îngrijorătoare. Clasa 7-a, 8-a, părinții trebuie să aibă grijă. Deci eu zic să avem curajul și să privim acest fenomen în față, pentru că numai așa putem să venim în întâmpinarea și în eradicarea lui. Altfel, ascunzând datele și cifrele sub preș, nu facem decât să ajungem la cifre mult mai dezastruoase. Îngrijorătoare. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea, domnule Prișan. Mulțumesc și noastră că v-ați uitat. Rămâneți cu România TV.